O artistă de muzică populară vorbește despre suferința enormă pe care o ascunde. Cântăreața a fost la un pas de depresie după ce a rămas singură. Mai mult, interpreta vorbește și despre relația pe care o are cu fratele său, singura rudă pe care o are aproape. Diana Ionescu este o tânără artistă de muzică populară care a studiat psihologia în Suedia. Avea de gând să se stabilească acolo, după terminarea studiilor. Însă, dragostea a adus-o din nou în România. Diana Ionescu a vorbit, cu ochii în lacrimi, despre primul Crăciun petrecut fără niciunul dintre părinții săi. În urmă cu mai bine de un an, artista a suferit enorm după ce și-a pierdut tatăl. Iar la scurt timp mama s-a fost nevoită să părăsească România. Artista nu are o relație bună cu singura rudă care i-a rămas aproape, fratele său. Diana Ionescu mărturisește că diferența de vârstă, de mentalitate și faptul că nu au crescut împreună, face ca legătura dintre ea și fratele său să nu fie una bună, motiv pentru care suferă enorm. Diana Ionescu s-a temut să nu cadă în depresie. După decesul tatălui său și plecarea mamei sale din România, artista s-a trezit singură și a trebuit să se obișnuiască cu noua sa viață. Interpreta a studiat foarte mult latura spirituală și holistică, motiv pentru care a reușit să depășească situațiile critice.